Salutare tuturor celor care privesc acest videoclip și bine v-am regăsit după o lungă pauză. În acest videoclip m-am decis să vă prezint câteva topuri pentru aplicații de editat, foto și video, atât pentru telefon cât și pentru calculator. Ok, o să începem prima oară cu telefonul pentru că mi este mai simplu. Locul numărul 6 îl echipă Viva Video. Este o aplicație destul de simplistă, bineînțeles că are și o variantă plătită. Este cu layere și este potrivită pentru a-ți edita câteva videoclipuri. Următoarea aplicație este, bineînțeles, iMovie. Este o aplicație doar pentru iOS. Motivul pentru care a ajuns în acest clasament este pentru toate funcțiile pe care le are. Nu neapărat că se începe iMovie foarte bine la editat, dar are câteva opțiuni foarte interesante. Are opțiunea de film magic, care pui câteva poze sau filmulețe și iar aplicația îți va genera un filmuleț scurt. Avem opțiunea de storyboard, care sunt ca un fel de interviuri din câte puteți observa aici. Iar la final de tot avem aici și o opțiune de teaser, pentru că iMovie merge pe ideea asta că poți să faci filme pe el. Nu poți. Următoarea aplicație este Vlogstar, care este o aplicație all-in-one. Are câteva instrumente destul de interesante care te vor ajuta. Înainte nici nu aveam watermark, puteai să-ți pui tu propriul tău watermark dacă voiai, dar acum s-au ajuns și băieții de la Vlogstar. Următoarea aplicație este VN, care este o aplicație cu layere care îți duce editarea la următorul nivel. Dar dacă totuși VN-ul nu te satisface, următoarea aplicație sigur o va face. Următoarea aplicație este InShot, care este un pic mai bună decât VN, după părerea mea, deși merg pe aceeași idee și sunt destul de similare. Aplicația pe numărul 1 din topul nostru este chiar CapCut, pentru că dispune de o varietate de efecte și de instrumente care nu au toate aplicațiile. Să mai spun că este și gratis și nu are watermark. Probabil că deja știi ideea și poate fi foarte utilă atât pentru TikTok cât și pentru YouTube. Bonus, vă recomand și aplicația Captions. Părerea mea este că ar trebui să testați această aplicație chiar voi ca să vă faceți o părere despre ea, dar poate fi destul de utilă, mai ales pentru filmulețe scurte, cum ar fi YouTube Shorts sau TikTok. Majoritatea chestiilor de aici, dacă nu chiar toate, sunt gratis. Pentru foto, pe locul 2 se bat Polish și Pixart. Ele merg pe aceeași idee. Ele au variante Pro, doar că noi nu ne vor trebui niciodată variantele lor Pro, deoarece avem aplicația de pe primul loc, care este chiar Snapseed. Tot ceea ce aveți de făcut este să încărcați o imagine, o să o luăm pe asta, puteți să alegeți de aici un efect, apăsați pe bifă și aveți aici aspecte de unde puteți alege efectele să le schimbați și aveți această varietate de instrumente care pe PixArt și pe Polish costă, dacă le au, dacă nu le au. Le aveți aici. Una dintre cele mai utile sau populare, să zic așa, ar fi aceasta de curățare. Pentru aplicațiile de calculator, locul numărul 5 în topul nostru îl ocupă Filmora. Are o varietate foarte largă de efecte și filtre și face o treabă foarte, foarte bună, doar că are o reclamă nesimțită pe jumătate de ecran, așa că bye bye! Următoarea aplicație ar fi iMovie, care, bineînțeles că ați mai văzut-o și pe telefon. Părerea mea este că pe calculator face o treabă mult mai bună la editare decât cea de pe telefon și dacă aveți Mac și vreți să editați, aceasta ar putea fi chiar mai mult decât perfect, pentru că puteți face cut-uri, vă oferă imagini gratis, imagini stocate acolo. Pentru următoarea, tot ceea ce aveți de făcut este să căutați oxlo.io, apăsați pe primul link și vă va băga pe acest site făcut de cei de la Streamlabs, care este foarte interesant pentru că aveți aici ca un fel, hai să zicem, folder și în folder vă puteți crea propriile videoclipuri. Partea cea mai interesantă este că puteți filma direct din aplicație până la 15 minute și puteți adăuga ca un fel de comentarii dacă editați cu cineva, să subliniați anumite chestii. Următoarea aplicație este chiar CapCut, care ocupă locul 1 în topul pentru editarea video pe telefon. Ceea ce o aduce atât de sus în topul nostru pentru calculator este faptul că are toate funcțiile de pe telefon disponibile și pe calculator și face editarea mult mai simplă, părerea mea, și are câteva funcții chiar utile, precum copyright check-ul, are chiar și text-to-speech, putem să extragem cu ușurință audio-ul dintr-un videoclip și probabil că acest videoclip pe care voi îl vedeți acum va fi editat chiar pe acest caput de pe laptop. Și nu cred că este dubiu faptul că DaVinci Resolve este pe primul loc. Multe lume care au fost la Adobe trec la DaVinci. Acum vom vorbi puțin despre foto. Aici este un subiect mai amplu, pentru că avem GIMP, care este probabil și cel mai cunoscut. Mie personal îmi place mai mult GIMP-ul decât Photopea, care
este pe locul 2, care seamănă mai mult sau mai puțin într-o oarecare măsură cu Photoshop-ul. Avem aici layer-ele, anumite chestii, aici ar fi cam toate tool-urile, pe când la GIMP, să facem așa o mică comparare, asta este bineînțeles în browser, iar acesta este GIMP. Deci GIMP-ul are aici sus toate cele și aici sunt doar o parte din instrumente, iar așa este Photopea. O diferență nu foarte mare, dar care contează. De aceea, părerea mea este că dintre acestea două trebuie să vă alegeți voi cu care vă puteți împăca mai bine și care vă place mai mult. Și acum, ca să încheiem acest videoclip, aplicațiile care v-au făcut cu ochiul și vi s-au părut mai interesante, recomandarea mea personală este să le probați chiar voi, pentru că poate vouă vă place mai mult iMovie-ul, pentru exemplu, că este mai simplu, depinde și de ce nevoie aveți. Eu acum am făcut așa un top ca să vi le prezint pe cele mai bune. Și până la următorul videoclip, eu am fost Beatrice și nu uitați să dați și voi un subscribe.